am să îmi ucid în zona de sub temelia casei ca să intru în peștera inconștientului colectiv. Eu nu știu să fac lucrurile astea. Admir la Jung faptul că m-a evocat Andrei Pleșu, avea acest scrupul care ține de epoca post-carteziană, de a fi agnostic în fața unor fenomene care îți pot lua mințile, adică să se pună pe o postură metodologic neutră atunci când le tratează, lucru care se vede în micuța lui carte dedicată sincronicității, în care încearcă să vadă, să coreleze non-cauzal, cum spune el, întâmplările pe care le furnizează, situațiile pe care le furnizează statistica și descrierea acestei statistici din punctul de vedere bunăoară al astrologiei. Și să vadă, există corelații între aceste două serii? Dacă există, și cred că da, atunci, întrucât nu poate presupune, pentru că este în această neutralitate tipică omului de știință modern, nu presupune o cauzalitate, pentru că ar trebui să presupună o altă structură a lumii care ar fi animată, nu dezvrăjită cum este lumea, așa cum o vede modernul. Și atunci spunea că aceste două serii sunt într-o stare de concomitență sau, cum spune el, sincronicitate. Andrei Scrima, părintele Andrei Scrima, prefera să traducă sincronicitet, nu prin sincronicitate, ci prin concomitență. Aceste două serii de fapte apar concomitent, fără să aibă o legătură cauzală. Dar, de ce nu avem visele lui Jung? Simplu, pentru că el era genial. Iar noi nu suntem. André Malraux, odată... Într-un rând, când a făcut într-un anul conservator de atunci al Muzeului Louvre, un lucru care nu se face în lumea noastră, și anume ca să autentifice, o să infirme proveniența unui anumit obiect care, fotografiat, arăta ca un obiect, ca o pânză cu o anumită simetrie, oarecum arătând ca un obiect Rorschach, cu o simetrie față de un punct, o axă mediană, ca să vadă de unde este și dacă cel care îl trimisese din Orient făcuse la studiile corecte și Muzeul Louvre, da, se putea angaja în achiziționarea lui Orba sau măcar să trimite pe cineva să vadă despre ce este vorba, au recurs la o ghicitoare, la un medium, o doamnă care avea proprietatea că, pipăind, ori văzând, intra într-o anumită transă și putea să spună lucruri. Vedea lucruri. Cum și eu vedea. Bun, când s-au despărțit de doamna publicină, au comentat conservatorul și Andrei Malraux, era în anii 50, și Malraux încă nu era în Ministrul Culturii, de lor încă nu era la putere, era în 1958. Și el a spus, da, conservatorul, dar problema cu acest tip de viziuni este că nu sunt reproductibile. Iar Malraux a replicat, dar oare capacitatea lui Victor Hugo de a reproduce Boza Îndormit, de exemplu, este reproductibilă? Poate poetul să reproducă un poem pe care îl scrie? Răspunsul este nu. Asta nu înseamnă că poetul nu a scris acel poem, dar el nu poate reproduce. Spre deosebire de situația științifică în care se poate reproduce orice aranjament cu obiecte fizice imaginat, ori dat în realitate. La fel și cu situația de obiectivitate, puneți ghilimele Orba, din aceste viziuni ale lui Jung. Fapt este că el le-a văzut, pentru că plecând de la premisa și putem face credituri, că nu mințea, altfel spus că nu fantaza. Și dacă nu fantaza, atunci trebuie să credem că instrumentul de cunoaștere care produce așa ceva, chiar dacă ele nu sunt reproductibile într-un sens strict, este ceva care trebuie privit cu toată atenția. Că această atenție uneori se cam înfioară, nu fapt. Dar ce-ar fi dacă nu ne-ar propune experiență de calitate astea? N-am mai vorbit și n-am mai stat de ore și 35 de minute împreună. Așa că, mulțumindu-le conlocutorilor și invitațiilor noștri, cu certitudinea și cu sentimentul,
fiu doar numele unui vorbitor, am avut sentimentul că realmente toți felici au participat cu pasiune la învorbirea pe care a zis-o Andrei Pleșu, domnul profesor Mănulescu, domnul profesor Zanfirescu. Și bucurându-ne de apariția în limba română a acestei cărți, care este extraordinară, oricum am luat-o, veți vedea ce talentul uitor avea Carol Gustavino, ce talent de desenator, ce capacitate asociativă, ce putere poetică de creație, ce grafie. Asta este un manuscris, e facsimilat, ca să-l puteți vedea, ca să puteți, deschizând în partea a doua, să vedeți traducerea, să vedeți cum a scris-o. E ceva, în totul, este un obiect formidabil. Așa că, mulțumim editorilor, mulțumim editurii 3 și mulțumim încă o dată tuturor participanților la acest dialog. Vă mulțumesc dumneavoastră și anunțeam